El rumano Julio Popper fue leyenda en su momento, pero misteriosamente pronto lo encontraron muerto. Hai să vă spun o poveste care o să vă lase cu gura căscată. Poate mulți dintre voi ați auzit. Deci suntem la capătul lumii, da? Ușoaia, scrie aici. Capătul lumii. Locul ăsta i-a lăsat cu gura căscată pe exploratorii spanioli când au ajuns aici prin 1500 și au pus numele Țara de Foc. Pentru că oamenii de aici erau foarte diferiți, erau foarte mari și totul era acoperit de fum pentru că localnicii, evident, făceau foc să se încălzească. Așa că i-a rămas numele ăsta. E o locație plină de mistere, plină de... Era... Efectiv, nimeni nu ajunsese aici. Dar prima monedă bătută în aur aici și primul timbru poștal din acest colț de lume se numea Popper. Julio Popper, îi spun spaniolii, Julius Popper, îi spun americanii și numele lui oficial, Julio Popper, născut prin 1857 la București și cel care este considerat astăzi regele Patagoniei. A avut armată proprie, a avut monedă proprie și e responsabil de tras granițele care separă astăzi Patagonia argentiniană de cea chileană. Și hărțile de navigare care se folosesc astăzi au fost inspirate tot din ceea ce a trasat el. O să vorbim astăzi despre povestea unuia din cei mai mari aventurieri a României, deși în acte nu era român pentru că se născuse într-o familie de evrei și pe vremea aia nu se dădea naționalitate evreilor în România, dar în scrierile sale a spus clar: m-am născut român, sunt român și voi muri român, chiar dacă acum mă aflu în mările antarctice. E o poveste extrem de interesantă, unii l-au considerat criminal și responsabil de exterminarea indienilor de aici, Onas și Selknam se numeau băștinașii de aici, iar alții l-au considerat unul din cei mai mari exploratori ai tuturor timpurilor. De fapt, se află pe lista internațională a celor mai mari exploratori. A descoperit multe chestii, a găsit aur aici. Și mai mult de atât, și-a câștigat foarte mulți dușmani, pentru că la doar 36 de ani, corpul său a fost găsit fără viață în Buenos Aires, a fost îngropat, iar apoi, pentru că multor oameni li se părea dubioasă moartea lui, au încercat să-i facă o autopsie și, asta e poate partea cea mai șocantă, corpul său a dispărut. Un român care a trăit în 36 de ani mai mult decât marea majoritate a oamenilor pe acest pământ și personajul, asta sigur vă va bucura pe mulți dintre voi, mai ales cei care sunteți puțin mai în vârstă decât mine, personajul care a inspirat toate pânzele sus. Dragi prieteni, bine ați venit la povestea lui Julio Popper, românul care a fost rege în Patagonia. Una moneda de oro descansa de cruz al suelo. Se fugó desde el bolsillo de algún empleado minero. En la moneda tallado, el nombre de Julio Popper reluce de cara al sol en las llanuras de un monte. Rumano Julio Popper, explorador e ingeniero, capataz y comandante, explotaba estos terrenos. Trajo puestos de avanzada, trajo lavaderos de oro, campamentos de mineros, buscapleitos ambiciosos. Visionario aventurero, ni un momento dudaría de tener un indio al frente en dispararle a sangre fría. Este ingeniero que nos dio la primera moneda de oro de Tierra del Fuego allá por el año 1889, una moneda de oro nativo del primer mapa de Tierra del Fuego. Și de aici, de la malul canalului Beagle, vă spun că acest video nu va avea absolut nicio reclamă, pentru că e o poveste foarte interesantă. Din câte am citit și din research-ul nostru, am aflat că în muzeul de la capătul lumii, Museul del Fin del Mundo, de aici din Ushuaia, ar mai avea niște rămășițe din scriturile lui Popper, din pozele lui Popper, așa că o să mergem acolo, o să încercăm să aflăm mai multe detalii, vom povesti mai multe despre viața lui absolut incredibilă. Dar dacă voi vreți să sprijiniți acest video și acest canal, este foarte simplu, nu vă costă absolut nimic, este gratuit, costă doar un minut din viața voastră, nici atât. Trebuie să vă abonați, să dați click pe acel buton de subscribe, să lăsați un like și poate să lăsați un comentariu. Lucrul ăsta pe noi ne ajută foarte mult și ne motivează să continuăm, pentru că atunci când vedem că vouă vă place ceea ce facem, suntem tot mai împinși de la spate să ieșim din casă și să explorăm fiecare colț de pământ și să vă spunem povești frumoase. Welcome! Toți suntem în Ushuaia, nu putem să ignorăm faptul că la tot pasul vezi chestii
precum asta. Argentinienii sunt fierți să recupereze insulele Malvinas, cum le spun ei, sau insulele Falkland, cum le știm mulți dintre noi, insule care sunt oarecum în apropiere, dar care în momentul de față, după multe lupte, aparțin Imperiului Britanic. Și vedeți, aici avem piața insulelor Malvine, municipalitatea Ushuaia, acolo steagul Argentinei fluturând, acolo un monument în numele celor a căror sânge au udat rădăcinile din Malvine, așa scrie acolo, ceva de genul. S-au luptat mult pe insulele Malvine și a fost un asediu din partea argentinienilor cu intenția de a recupera acest loc, însă britanicii și-au trimis bărcile și au reușit să le mențină. Ideea e că, bine, nu-mi dau cu părerea că nu știu foarte multe detalii despre acest conflict, dar știu că marea majoritate a oamenilor care trăiesc acolo sunt născuți precum britanici, adică au pașaport britanic și sunt descendenți de britanici. Adică nu știu cât de mult se identifică precum argentinieni cei care efectiv locuiesc acolo. Aici scrie 323 de eroi care bănuiesc și-au pierdut viața în acea luptă. La tot pasul, o să vedeți afișe, Las Malvinas son Argentinas. Mult mai mult decât ne așteptam noi. E efectiv, odată la 50 de metri vezi un afiș într-un business, într-o casă, într-un restaurant. De când am intrat și îl... ștampile, ne-a pus ștampile și acolo direct e. Direct la emigrări, da, exact, da. Exact, chiar uitasem de chestia asta. Deci, peste tot, Las Malvinas, son Argentinas. Sper ca voi să nu-l simțiți în timpan, dar te dărâmă vântul. Efectiv, te dărâmă. Știi că vine căldura acum. Ah, grea viața la capătul lumii. Grea. Am mai spus asta într-un vlog anterior, dar dacă cineva a întârziat la petrecere și nu a văzut videourile trecute, acesta este miticul canal Beagle, care se numește așa datorită unei embarcațiuni, unei nave, buche se spune în spaniolă, care a venit aici în 1826 și încercau să cartografieze, cred că ăla e cuvântul, toată coasta de sud a continentului și au ajuns aici, așa se numea barca și așa au numit și acest canal. Capitanul acelei bărci era Fitzroy, iar apoi au mai venit odată, 4 ani mai târziu, și la bord îl aveau pe Charles Darwin, un tânăr naturalist, de care încă lumea nu știa, sau nu știa de ce e capabil și că teoria lui practic va schimba tot ceea ce credem noi astăzi despre omenire. Aici a văzut primul lui ghețar. Deci da, canalul Beagle, vedem acolo și croazierele care pleacă către Antarctica, unde oameni care își permit să plătească incredibilă sumă de 8, 9, 10 mii de dolari de om pleacă să exploreze probabil cea mai puțin explorată parte a planetei. Cândva poate vom ajunge și noi acolo, dar până atunci va trebui să ne mulțumim cu Ushuaia, cu povestea lui Popper și voi cu Cristi și Ralu. Atât s-a putut. Evident că puteam să vă spun povestea asta de oriunde, pentru că s-au făcut documentare despre el, s-a vorbit mult despre el. După cum am spus, mulți oameni de aici îl consideră un mare criminal și alții nu. O să vorbim despre toate chestiile astea și să vă trageți propriile concluzii, iar la sfârșit o să vă spun și părerea mea. Dar pentru asta am venit aici, adică ăsta e unul din motivele care ne-a adus în Ushuaia și pe Tierra del Fuego, că vă pot spune această poveste, e locul care a pus pe hartă Punta Arenas pentru noi și de-aia am fost și în Punta Arenas, pentru că ăla a fost primul loc unde a ajuns el. Deși a făcut multe chestii, chiar dacă avea o vârstă atât de fragedă, omul a participat la felul în care arată Havana astăzi și New Orleans și o să vă povestesc o grămadă de chestii când ajungem și la muzeu, dar am vrut să fie aici, ca să se simtă cu adevărat, să simțim când povestim, să simțim, să fie locurile pe unde a trecut și el, pe unde a călcat și el, la doar 5 ore de aici, 5 ore pentru că sunt drumurile dificile, dar nu e departe. Pe acolo, pe undeva, se află munții Carmen Silva. Carmen Silva, nu școala generală unde am făcut eu primele 6 clase în România, ci numele pe care îl folosea regina Elizabeta când scria, regina României. Nume pus de Popper. Și pe aici a fost și râul Sinaia și satul Ureche sau ceva de genul. De lungul timpului le-au schimbat aceste nume, dar au fost o grămadă de nume românești aici, la capătul pământului. Și am ajuns la capătul lumii. Aici zici. El fin del mundo. Da.
Am făcut de și pe asta. Și în fața muzeului, prima statuie este Adrien de Gerlache, explorator polar belgian. El era capitanul navei Belgica, navă pe care se afla și românul Emil Racoviță, primul român care a ajuns în Antarctica. Însă, deci vă spun asta pentru că are legătură cu Popper, dacă Popper nu ar fi fost asasinat probabil la Buenos Aires, ar fi ajuns înaintea lui Racoviță cu 4 ani de zile, pentru că el plănuia în nebunia lui și în entuziasmul lui să creeze inclusiv un oraș în Antarctica, să ajungă să exploreze în Antarctica, să o cartografieze și să facă oriunde un oraș mai important decât Punta Arenas. Dacă nu ar fi murit, foarte probabil ar fi ajuns înaintea lui Racoviță în Antarctica. În 1886, Popper ajunge în Punta Arenas, de unde v-am făcut vlog și v-am povestit despre el și începe explorarea sudului, făcând și cea mai mare firmă de acolo, una din cele mai mari business-uri făcute la Punta Arenas, numită Popper Isia. Dar înainte, hai să luăm cronologic viața lui până la cea debarcare în Punta Arenas. Al frente de Punta Arenas, a través del gran estrecho, estaba Tierra del Fuego, pastos, arbustos y helechos. El rumano Julio Popper, cel mai mare conquistador al României, mai celebru în Argentina și Chile decât în țara sa natală. Se naște pe 15 decembrie 1857 în pe atunci Regatul României. Refuzat la școala de poduri, șosele și mine din București, este nevoit să plece în Franța, unde a absolvit școala națională din Paris ca inginer miner. Și-a căutat locuri de muncă în Constantinopol, în Egipt, unde a avut șansa să lucreze la întreținerea canalului Suez, în India, China, dar și în Japonia. Se întoarce pentru o perioadă la București, iar apoi începe marea sa aventură. Siberia, Alaska, Statele Unite, unde ajută la urbanizarea orașului New Orleans, iar anul viitor proiectează parte din portul din Havana. Pleacă spre Mexic și la 28 de ani ajunge în Brazilia, unde în urechile sale începe să răsune zvonuri despre un Dorado în țara de foc. ¿Qué tal, estimados amigos? Mi nombre es David Guevara, soy historiador e investigador numismático de Tierra del Fuego. Lo voy a hacer brevemente con un pasaje de nuestra historia vinculada a un personaje rumano, como fue Julio Popper, este ingeniero que nos dio la primera moneda de oro de Tierra del Fuego allá por el año 1889, una moneda de oro nativo. También, desde el punto de vista de la consolidación de nuestra soberanía, de nuestro espacio territorial, lo hizo con la publicación del primer mapa de Tierra del Fuego de 1891, un mapa histórico, Península Mitre, el nombre que lo hizo en aquel momento en homenaje al general Mitre, pero por sobre todas las cosas nos dejó la denominación de Mar Argentino. Es un hombre que siendo rumano amó a la Argentina. Miró a la Antártida y por supuesto desarrolló proyectos vinculados a esos espacios territoriales. Así que es un justo homenaje en la figura de Popper, entiendo, en el desarrollo de estos 90 años de las relaciones diplomáticas entre Rumania y Argentina. Así que muchas gracias y muchos éxitos. Ok, la antigua casa. Ah, sí, sé cuál es. Sí, leí que tenían, no sé si tienen todavía, tenían cosas sobre Julio Popper. ¿Tienen cosas por aquí? Hay algunas cosas de Popper acá. Ok. Están las monedas ahí, las monedas, las estampillas, sí. Están ahí. Muchas gracias. Ahí, gracias. Julio Popper. Ia uite-l aici. Hai să citim ce scrie exact. Inginer român cu studii făcute în Franța, ajunge în Argentina în 1886, atras de anunțul cum că s-ar fi descoperit aur în regiunea australă. Țineți cont că vă traduc chestia asta în real time, deci s-ar putea să mă împiedic. Cu sprijinul puternicilor socios, cum se zice, parteneri de afaceri, whatever, realizează explorații în Santa Cruz și Tierra del Fuego. Popper organizează o mică forță armată, bate monedă și timbru în concurență cu autoritățile teritoriale. Era un om anxios, începe să colonizeze zona nord din Tierra del Fuego și face pregătiri pentru explorații antarctice.
moare în Buenos Aires în 1893. Acolo avem un timbru făcut de Popper, estampilla și monedas Popper. Primele... Și eu vreau una. Da, sunt foarte, foarte rare și extraordinar de scumpe. Dar mai există? Mai există câteva, dar sunt de colecție. Uitați-l acolo, tinerel. Se spune despre el că era un om care îi îmbăta cumva oamenii pe care îi cunoștea, pentru că vorbea 6 limbi, era inginer, era înalt, arăta bine, era încrezător în sine și practic jongla cu toată lumea cum voia. Eu ca astea sau astea e alta? Nu, asta e un gram de aur. Avem acolo un revolver și monedele sale 1889. Deci gândiți-vă cum ăsta a avut așa cojones încât și-a făcut propria lui monedă separată de moneda statului. Până în pe stand-by câteva secunde, istoria lui Popper. Dacă toți suntem în muzeul de la capătul lumii, mai să vedem dacă găsim ceva interesant, o să dăm o tură și o să vă arătăm și vouă ceea ce considerăm noi oportun. Aici avem, de exemplu, un leu de mare și un leu de mare mai mic. Dar nu sunt vii, sper. Populațiile native, Yamanas și Selknam. Așa arătau oamenii care locuiau în Tierra del Fuego înainte de colonizare. Vedeți? Avem aici și o colecție de păsări din fin del mundo, da? Ok, am văzut foarte multe din astea, ce n-am văzut sunt ăștia și sper să nu-i văd niciodată în viața reală. Uitați-vă, ce este asta, mă, frate, condor andino? Eu am văzut condor, dar nu așa, bă, băiatule, uite și tu cât e asta, stai înghite. Gata, ai terminat cu tine, ia uite. Aguila mora. Jesus. Să te ferească Dumnezeu să leșini pe aici, că ăștia te mănâncă. În sfârșit, dar... Favoriții tăi. Știu cum se numesc. Ăștia doi tot timpul sunt împreună. Cauchen. Trebuie ținut cont că atunci când Popper s-a pus bine cu toți guvernanții, guvernatorii, sau cum să spun, din Argentina, Argentina era o țară relativ nouă, independentă, și era o țară unde trăiau undeva la 3 milioane de oameni. Dar bogățiile pe care Popper le-a adus, el fiind inginer în, în ale mineritului și el inventând un aparat care putea să extragă aur din apă, le-a dat o grămadă de bogății. Doar că la un moment dat devenise prea puternic. En 1886, Popper se instaló en la península San Sebastián, fundando un campamento minero llamado El Páramo. Debido a sus conocimientos, creó y patentó una máquina que él denominó la cosechadora de oro, mediante la cual lavaba las arenas auríferas, permitiendo de esta forma descubrir más oro en menos tiempo. Foarte puțin, dar nu foarte puțin despre el, foarte puțin în general. Avem aici la acest muzeu, însă a fost o expoziție, nu știu dacă a fost temporară sau definitivă sau e tot timpul, la București, unde se văd inclusiv pozele pe care le-a făcut Popper aici. A fost prima oară când omenirea a văzut ce e aici, ce fel de oameni sunt aici, ce e partea asta de glob. Mama, aia e o navă din aia militară, nu? Aia gri de acolo. Aia. Și uite așa frumos se vede luna acolo sus pe cer. Aici avem va medical, cred că e pentru oamenii de la port, pentru că spital este un oraș și containere foarte mari care bănuiesc sau sigur vin din Hamburg. Ținând cont că scrie Hamburg Sud pe ele, probabil da? Că da. Că n-am văzut. Orașul nostru preferat. Poate acolo sus într-o zi o să scrie Constanța și nu Hamburg. Hamburg Sud, în Germania, nordul Germaniei, împreună cu Rotterdam. Sunt cele mai mari porturi ale noastre, porturi din astea comerciale în Europa. Iar ar mai fi unul care îi dă la Marea Neagră, Constanța. Și poate așa vă dați seama de ce n-au vrut nici olandezi inițial să ne lasă să intrăm în Schengen. Asta ca paranteză. Și aici suntem în port, dar în zona centrală a orașului. Bate vântul ca de obicei, dar uitați ce frumos se vede. Aici e birou de turism, aici puteți să veniți cu pașapoartele și vă pun ștampilă de capătul lumii. E o ștampilă care nu, adică nu e oficială, dar nu încurcă pe nimeni un pașaport să aibă de amintire. Munții aia se văd absolut spectaculoși. Noi avem noroc de la cazare, îi vedem și pe o parte și pe alta. Dacă faci la loc o tură așa, munții se văd absolut din toate părțile. Ceea ce, nu știu, îți dă un sentiment, așa mai ales că știi că te afli la capătul lumii și că cazi de pe glob, nu știu, e un sentiment să fii aici. Cred că cumva totul este grandificat, există în română cuvântul ăsta, nu știu, spuneți voi. Dar totul se simte mai impresionant aici, mai totul te entuziasmează mai tare pentru că îți dai seama
Bă, cât de departe sunt? Vezi acolo autobuz, Raluca, dă un zoom. Autobuz turistic, frumos, ca la Londra. Autobuzul ăla albastru acolo. Ăla cred că e unul din marile hoteluri de aici din zonă. Și aici o grămadă de tarabe de-astea, ca șcaravete de-astea, care fac tururi pe canalul Beagle și inclusiv expediție către Puerto Williams. Puerto Williams, orașul ăla din Chile, care e teoretic pe hartă e mai jos decât Ushuaia. Deci cumva Ushuaia și-ar pierde titlul de cel mai sudic oraș al planetei, dar până la urmă aici trăiesc 80.000 de oameni și vin milioane de turiști și în Puerto Williams trăiesc, nu știu dacă sunt 2.000 de oameni, dintre care mare parte sunt savanți și oameni de știință și polițiști și armată. Și cumva n-ar trebui pus la socoteală, adică, na, nu mai ai văzut, dar poți să te duci. Dacă vrei chiar să ajungi unde e ultima urmă de om, te duci până acolo. Ai grijă că te lovești de pinguin. Și mi se pare fantastic că e luna pe cer de la 3 după masă. Mi se pare super tare. Super! Popper din nou. Rental Popper. Acolo scrie Insulele Malvine, 785 de kilometri. Nu știam că sunt atât de afectați argentinienii de chestia asta cu Insulele Malvine. Chiar nu știam că e atât de grav. Barbare! Ce drăguț e! El tren del fin del mundo. Ca multe orașe în acest colț de lume, precum și Punta Arenas, vedeți acolo? Grafiteul ăla și Ushuaia a fost un oraș penal, un oraș în care trăiau în mare parte oameni care erau condamnați. Oameni care trebuiau să vină să facă închisoare, îi trimiteau aici. Așa i-au trimis și în Punta Arenas, așa i-au trimis și în Ushuaia și aici există un muzeu al prizonierilor. Ei au făcut și faimosul tren turistic, el tren del fin del mundo. Și de fapt, tren pe care îl foloseau prizonierii de aici să transporte lemn. Și acum se plimbă turiști în schimbul la 25 de euro. Vă întrebați, voi ați făcut chestia aia? Nu. Am mers în Parcul Național, numai că după 4 ani de călătorit am depășit nivelul în care ne dăm pe spate după o tură de jumătate de oră cu un trenuleț turistic. Dar e o chestie mișto. Dacă vrei să o faci, fă-o. Ciocolate! Hai. Și fie pâinea cât de rea, bagă ciocolată în ea. Luăm o pauză un pic în poveste, ca să ne îndulcim puțin. Ciocolata foarte renumită aici în Ushuaia, deci trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Măcar să o gustăm, nu? Nu? Măcar o dată? Hola! Hola! Todo perfecto! Todo perfecto! Quiero probar el famoso chocolate de Ushuaia, pero un poquito, no mucho. El famoso chocolate, mira, tenemos varios tipos. Yo te voy a dar de probar el clásico argento. Parece que los teníamos preparados, ¿cómo no? Esto es un clásico argento. Sí, es de pasta, es el famoso marro. Pasta de maní con chocolate de leche, chocolate blanco. Y es rústico, se hace con castañas de cajú. Esto sabe a mi infancia. ¿De dónde vienen, chicos? Rumania. De Rumania, cerquita. Sí, cadena. Ahí detrás, al lado de Punta Arenas. El timbal blanco es un mil hojas de chocolate blanco con dulce de leche. Son varias capas de chocolate, son increíbles. Estéticamente son hermosos. Y después los gustos, increíble también. Caballero, esto de usted. No, sí, está bien. Está bien. ¿Cómo se llama el sitio? Rodrigo. Yo me llamo Rodrigo y el sitio se llama Smechel Chocolate. Perfecto. Significa gustar en lengua senglan, un pueblo originario. El pueblo originario de aquí. ¿Sí? Fantástico, eres muy amable, que te suban el sueldo porque eres una máquina. Muchas gracias. Gracias, cuídate. Gracias. Chao, chao. Eu, bineînțeles, vreau să gust asta ultima cu cafea. Ciocolata, m-ai spus, semi-amargo. Ciocolata în Ushuaia, vorbesc serios, e foarte renumită și e plin de astea de ciocolată peste tot. Uai, e vedeta mea. Ma. Vrei să gusti asta? Multe chestii de făcut în Tierra del Fuego, dar pe bune, tot ce ține de mâncare și băutură e fantastic aici, de se mănâncă și se bea într-un hal, ma! Are puțin gust ciocolata cu rom, e preferata mea, așa că... Vai, ce bune! Cum e ăla? Ma! Stai că mi-ai în gură! Ai un cubic! Ați văzut că inclusiv băiatul de acolo a spus că numele locației e un nume Sepnau, satul originar de aici. Și dacă îi spuneam, da, știu,
eu sunt din România, am venit să vorbesc despre Popper și el mi-a spus, ăla care ne-a exterminat. Dar depinde pe cine întrebi. Extravagante, que quiso convertirse nada más y nada menos que en el rey de la Tierra del Fuego. Popper se instaló en la península San Sebastián fundando un campamento minero llamado El Páramo. Debido a sus conocimientos, creó y patentó una máquina que él denominó la cosechadora de oro, mediante la cual lavaba las arenas auríferas, permitiendo de esta forma descubrir más oro en menos tiempo. Por aquellos años, el popper fue la moneda que se utilizaba en la isla grande de Tierra del Fuego, mientras que en el resto del país se utilizaba el peso. Imaginați-vă cum trebuia să arate locurile astea acum vreo 100 de ani, cu iernile alea grele. Aici, pedepsit de sunetul motoarelor și de vânturile de Patagonia, o să continuăm povestea, dar cum vă spun tot timpul, când vine vorba de situații de genul ăsta, de povești de genul ăsta, eu ce vreau e să vă stârnesc cumva curiozitatea, să vă dau o nuanță din ceea ce s-a întâmplat, iar apoi, dacă vă interesează, să vă continuați temele și să studiați mai în profunzime despre subiect. Dacă vă interesează, dacă nu, măcar ați aflat o poveste cu datele importante ale unui român care a trăit în 36 de ani mai mult decât am trăit sau o să trăim marea majoritate dintre noi. În 1886 ajungea în Punta Arenas, aduna încă 17 oameni pe care îi înarma pentru că nu știa ce o să găsească aici și pleca spre Tierra del Fuego. Ajungea și înființa un nou oraș, înființa o localitate numită Pustiul, așa o numea el, El Páramo, care în ziua de astăzi, surpriză, surpriză, se numește Rio Grande și e unul din cele mai mari orașe din zona asta Argentinei. Noi când am venit din Chile către Ushuaia, am făcut oprire în Rio Grande, e unul din marile orașe. Acel loc a fost înființat acum 140 de ani de un român care l-a numit Pustiul. Descria el că nu era absolut nimic, oriunde te uitai era aceeași vegetație plictisitoare și nimic altceva. Însă el a inventat un sistem pentru a scoate aur din apele Patagoniei. A ajuns la urechile lui chestia asta cu aurul de când era în Brazilia, deși el știa că va veni aici, va obține aur, dar nu va fi ca goana de aur de prin California. Știa că nu va dura foarte mult, însă totuși a venit. În acea locație înființată de Popper au ajuns să lucreze până la 740 de oameni, asta după moartea lui, dar în timpul vieții sale undeva la 540 de oameni și a fost de foarte mare succes. Sponsorii lui din Buenos Aires erau foarte fericiți cu ce reușea el să facă, iar el s-a întors în Buenos Aires și a făcut o expoziție cu trâmbițe din asta științifică unde au venit foarte mulți oameni și le-a arătat ce găsești de fapt aici în Tierra del Fuego. Cum arată oamenii de aici, cum au trăit, aveau poze cu el îmblăcat în blană de focă și de plei de mare. Mulțumită grăsimii acelor animale au putut supraviețuiască, că meniul lor a fost foarte greu și e adevărat. Viața lor a fost grea aici, adică nu aveau absolut nimic și ce au găsit aici, coloniștii și cei care veneau în goana după aur, inclusiv Popper, a fost o populație nativă care nu avea conceptul ăsta de proprietate privată. Și aici intră marea problemă, apare marea problemă. Dacă citești scriitori argentinieni, unii dintre ei, nu toți, sau inclusiv chilieni, o să vezi că Julio Popper, cum îl numesc ei, este considerat unul din cei mai mari criminali din istorie, omul care a dat startul genocidului și omul care a distrus un întreg popor care trăia aici, în Tierra del Fuego. Însă dacă întrebi în România sau prin alte state, vezi că, de fapt, povestea nu e tocmai așa. Nu să-l bombardeze în felul ăsta și să-l, într-o campanie de defaimare, cred că așa se spune, pentru că începea să aibă prea mult succes și e adevărat că începea să se comporte ca și cum ar fi regele Patagoniei, dar într-un fel era atât de izolat de toată lumea, încât, neavând neapărat un sprijin, el aici făcea ce putea și ce voia în același timp. Ce vă citesc acum sunt exact vorbele sale. Această purtare denotă mari tendințe de comunism. Este inutil a le explica că caii și oile erau proprietate stabilimentului și prin urmare nu puteau fi privite ca guanaci. Indienii ora n-au nicio noțiune de proprietate privată, spunea el. Și asta a dus la diferite conflicte. Cel mai cunoscut dintre ele e momentul în care armata lui Popper se lovește de 80 de băștinași de aici și care sunt descriși în felul următor. Avurăm o întâlnire mai serioasă. Astea sunt scrise de Julio Popper. Avurăm o întâlnire mai serioasă. Vânând un guanac, ne-am găsit deodată față în față a 80 de indieni care, cu figura spoită cu roșu și cu totul goi, erau împrășteați în dosul unor mici tufișuri. Abia îi văzuserăm când o ploaie de săgeți căzu asupra noastră și se înfipsese în pământ lângă caii noștri, fără a ne atinge din norocire.
La un moment dat descălecarăm și am răspuns cu Winchesterul la atacul indienilor. El avea arme de foc. Pe când noi trăgeam, indienii cu fruntea plecată în pământ nu ne mai răspunseră, dar abia încetarăm și auzirăm din nou șuierul săgeților. Scria Julius Popper în Țara de Foc, conferința ținută la Institutul Geografic al Republicii Argentinene la 5 martie 1887. Și cumva ei au trebuit să se protejeze de atacurile băștinașilor, doar că ei au avut arme. Și Popper a prezentat niște poze în care el era în picioare cu arma sa lângă cadavrul unui Ona de aici. Și acolo a început povestea cum că el ar fi exterminat această populație. Dacă citești, acum asta e strict părerea mea, dar dacă citești istorie oriunde în lumea asta, ai să vezi că, din păcate sau din fericire, orice civilizație care ajunge într-un loc, că ori de câte ori două civilizații se întâlnesc într-un loc, civilizația superioară, la momentul respectiv, cumva se suprapune. Asta s-a întâmplat peste tot. Efectiv peste tot. Istoria, la fel ca și natura, e dură, nu e atât de frumoasă precum am vrea. Sí, miedo y respeto, dos cosas. Respeto por parte de Punta Arenas, del gobierno de Punta Arenas, que lo recibieron con desfile y todo, ¿no? Târziu Popper a fost acuzat că chiar ar fi dat ordin ca oamenii săi și toți care sunt dispuși să vâneze oameni ONA de aici și că trebuia să le aducă lui dovadă o ureche a unui băștinaș, dar din nou nici asta, și dădea recompensă, din nou nici chestia asta nu este demonstrată. Eu nu cred că el a venit aici cu intenția de a extermina un popor, cred că pur și simplu era un om, un antreprenor care a venit după aur, evident, și după interesele proprii și s-a urcat cumva la cap și s-a transformat în rege aici, a făcut propria lui monedă și a făcut propria lui miliție și a făcut propria lui poștă și a făcut propriul lui timbru și de câte ori a fost atacat de populație, s-a apărat și având o putere de luptă mai mare, a comis câteva atrocități. Dar nu cred că intenția lui vreodată a fost cea de a provoca un, nu știu dacă e genocid sau genocidiu, genocidiu, genocid probabil, în fine, mă iertați. Însă istoria devine mult mai interesantă pentru că atunci când el s-a dus după prima expediție, s-a întors în Buenos Aires să mai strângă fonduri, să primească acordul pentru a înființa o miliție aici. Oamenii din Chile mergeau în El Páramo și încercau să jefuiască, să fure tot aurul de acolo. Au și reușit să fure 24 de kilograme de aur. El s-a întors, a atacat chilienii, a câștigat evident, a folosit tehnici dacice de la noi și a îmbrăcat păpușoi în soldați ca să creadă adversarul care mai mulți soldați decât avea. Iar apoi la Punta Arenas, în piața centrală, unde am și făcut vlog, s-a ținut un fel de protest unde se cerea capul românului. Vă dați seama, în capătul pământului oameni protestau și cereau capul unui român. Atâta poveste despre istorie mi-a deschis apetitul, așa că o să încercăm să mergem la El Asador Fueguino, grătarul de foc de aici din Țara de Foc, să încercăm să mâncăm ceva. E un loc foarte renumit, dar nu acceptă rezervări, să vedem dacă este disponibil. Și așa ne apropiem spre finalul acestei povești în care aurul nu era atât de mult precum credeau argentinienii. Deși el a spus dinainte că probabil asta nu va fi o afacere de viitor aici în Argentina, aurul nu era atât de mult, el își câștiga tot mai mulți inamici pentru că ajunsese să aibă mai multă putere decât guvernatorii locali de aici. Și asta nu convenea, așa că în Buenos Aires, după cum am spus, la vârsta de doar 36 de ani a fost găsit mort în apartamentul lui și s-a terminat cumva povestea lui Julio Popper aici în Argentina, în America de Sud, și cumva e o istorie cam ștearsă, inclusiv în istoria României. Nu se știe foarte multe despre Julio Popper. În Chile s-a creat o bandă de rockeri care se numește Julio Popper, iar atunci când cauți informații despre acest om, apare mai degrabă cântăreții aceia decât el. Ai spus poezia? Da, am pus-o la începutul videoului. Ați auzit la început și poezia despre el. Ironic e că, cum toată lumea are păreri împărțite, nu toți îl recunosc sau nu toți îl supranumesc pe Popper precum regele Patagoniei, ci pe altul. Sunt doi regi al Patagoniei, Menéndez. Menéndez, un spaniol născut în Asturias, care a avut cea mai mare avere de pe aici și la fel e considerat un rege al Patagoniei, însă ce omit oamenii aia e că Menéndez a pus mâna pe toate teritoriile, tot aurul și toate lucrurile care erau deja stabilite aici, plătind o simplă monedă, și toate acele lucruri ce îi aparțineau lui Popper au trecut în proprietatea sa după moartea acestuia. El rumano Julio Popper fue leyenda en su momento, pero misteriosamente pronto lo encontraron muerto. Muerto. Sin actuario ni herederos, sus hectáreas disponibles las compró José Menéndez.
por unos pocos peniques. Ceea ce mă face să cred că probabil acest al doilea rege al Patagoniei, Menendez, ar fi avut de-a face cu moartea românului. E o poveste pe care nu o auzi toată ziua, e o poveste despre care se știe mult prea puțin, o poveste despre care eu am auzit recent. O poveste despre care eu am auzit recent și am auzit pentru că citeam o chestie despre toate pânzele sus și scria că s-ar fi inspirat personajul din toate pânzele sus într-un om care chiar a existat, Iuliu Popper. Un lucru pentru care Argentina îi va fi mereu recunoscătoare, lăsând la o parte numele de Mar de Argentina pe care îl folosesc și astăzi, este faptul că datorită acelor bătălii în care el și-a recuperat teritoriul de la căutătorii de aur chilieni și cei care au încercat să-l cotropească, i-a bătut de atâtea ori cu un succes incredibil și a câștigat o așa reputație, e că după acele bătălii, mai ales după bătălia de la Colonia Beta, așa se numea, Chile a renunțat să mai facă scandal pe la frontiera cu teritoriul argentinian. Deci de atunci cumva s-au stabilit clar granițele între cele două țări. E, ce să vezi, tocmai am aflat că aici, în Patagonia, ce obține în Ushuaia, restaurantele iau pauză lunea, nu duminica, și toate sunt închise, așa că nu am putut să luăm cina acolo așa cum plănuiam, a trebuit să mergem la supermarket să ne pregătim cina, pentru că nu doar ăla era închis, foarte multe erau închis. Și ca rezumat, o să vă spun cu ce am rămas eu din povestea asta, din tot ceea ce am citit despre Popper, am rămas cu o vorbă de-a lui, pe care mi-am și marcat-o aici. Ajutor de producție. Dacă există cineva din țara mea care nu-și iubește plaiurile natale, să pornească într-o călătorie în jurul lumii și va fi în mod sigur în câștig. Va învăța să-și îndrăgească patria, să iubească ceea ce are. Și ăsta e un lucru pe care l-am învățat eu călătorind, mai mult decât mi-ar fi plăcut. Și el intenționa, m-ați auzit-o? El intenționa să înființeze Atlanta, un oraș mare în această zonă, se gândea chiar că ar putea locui popula Antarctica. Cine știe unde am fi fost noi ca și popor dacă el ar fi făcut chestiile astea și după cum spuneam ar fi ajuns înaintea lui Emil Racoviță pe plaiurile Antarcticii. Nu se știe niciodată. Tu fă-ți research-ul tău, trageți propriile concluzii, fiecare aveți propriul vostru discernământ și indiferent că sunteți de o parte sau de alta, bă, a fost unul dintr-o țară mică din estul Europei care și-a pus amprenta pe capătul pământului. Și tot e ceva. Dacă stai și călătorești prin America de Sud, prin America Latină în general, o să vezi că povestea, mai ales când vine într-o parte așa mai din stânga, tot timpul e neagră și tot timpul se vorbește despre colonizatori sau coloniști mai degrabă, cum că ar fi un cancer, așa, au adus doar lucruri rele. Dar așa s-a clădit lumea în care trăim și cine știe ce ar fi fost și de ei dacă nu s-ar fi întâmplat chestia asta. Adică băștinașii de ei nu știau că au aur sub picioare și nu puteau să diferențeze între o oaie, un guanaco și un cal. Da, trageți propriile concluzii, ne auzim în următorul, vă mulțumesc din suflet de vizionare. Lăsați un like, lăsați un comentariu cu părerea voastră, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, vă pup, sunt obosit, vântul te obosește. Am tras concluzia asta, dacă te bate vântul toată ziua, te ia oboseala, te sparge. Eu vă pup, Rală vă pupă, arrivederci, v-am pupat, pa! Maybe a love like ours can lead out its call.